liberalii s-au întrunit astăzi, în frunte cu liderul lor, Ludovic Orban, pentru a stabili principalele direcții ale programului de guvernare, anunță România TV ședință de urgență la PNL. Asta în condițiile în care PNL vrea să depună o moțiune de cenzură la adresa guvernului Dăncilă, moțiune pentru care are nevoie de voturile partidelor de opoziție, care nu vor să susțină mișcarea liberalilor, fără a vedea negru pe alb ce strategie au cei care vor să dea jos guvernul Dăncilă.